În pragul sărbătorilor pascale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, împreună cu partenerii, se asigură că toți beneficiarii se pot bucura de Sfânta Sărbătoare a Învierii. Copiii de la Centrul de Zi Sfântul Nicolae și de la noul Centru Cultural și Educațional Cunț au fost invitați de colaboratori să participe la un atelier de confecționat decorațiuni pentru Paște. Micuții s-au lăsat purtați de imaginație și au creat decorațiuni și colaje, care mai de care mai frumoase. La Centrul de Asistență și Recuperare Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, seniorii au participat la un eveniment cu un program artistic deosebit, pus în scenă de copiii de la Lady Bird și grupul de dansatoare de la Asociația Seniorilor. Și copiii de la școala gimnazială numărul 7 Sfânta Maria au adus zâmbete și bucurie în inimile copiilor, cu felicitările și mesajele lor frumoase de Paște. Beneficiarii Centrului de Zi de Integrare și Reintegrare Socială, dr. Aurora Heim, au intrat în atmosfera sărbătorilor pascale, alături de părintele Zaharia Pereș, reprezentant al Mitropoliei Banatului. Aceștia au luat masa împreună, au cântat și s-au bucurat de minunea învierii Mântuitorului.